Tragedie într-o familie din Deva. Un bărbat în vârstă de 65 de ani din reședința de județ și-a găsit sfârșitul într-o baltă adâncă de aproximativ 4 metri din localitatea Hărău. Duminică seara, în jurul orelor 19, un apel la numărul unic de urgență 112 anunța faptul că un bărbat care se afla la pescuit pe o baltă din localitatea Hărău a intrat în apă și nu a mai putut ieși la mal. De urgență, la locul solicitării s-au deplasat pompierii detașamentului Deva, echipajul Smurd Simeria și o ambulanță a serviciului de ambulanță județean cu medic. Ajunși la fața locului, pompierii au început căutările folosindu-se de barca pneumatică și de accesoriile specifice intervențiilor în mediul acvatic. Aceștia au identificat victima la o distanță de aproximativ 5 metri față de mal, unde nivelul apei este de circa 4 metri. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața omului, acesta fiind declarat decedat de către medicul de pe ambulanță.